mașină. Salutare, guys, și bine ați venit la un nou episod. Arbat, acum să facem un mare filtru pe server, așa că ne trebuie butonul de like și subscribe. Am văzut că primele videoclipuri deja au și place, așa că avem din nou, așa că nu uitați să le rupeți. Bun. Bă, stai, bă, stai, ok, bine. Să dăm mai în față, puțin. Haide-i mai în față. Uite cum s-au dus, băie. Merg la ceva filtru, e prima dată când fac pe serverul ăsta așa ceva. Ar trebui să schimbi îmbrăcămintea asta. Pe ideea și venit. Taxe pe mașini, what the fuck? Rosmus? Da. Pă, ce înseamnă filtru? Filtru adică oprești orice mașină pe care o vezi. Ok. Și eu controlez clavama. Mhm, ok, bun. 10-4. Și facem așa, stăm, cred că 3 sau 4 pe parte și 4 pe altă parte. Perfect. Ok, mere și voi și luați toate smash. Hai că mergem acum. Ok, 10-4. Nice. Hai că mergem repede, luăm și vroletul. Haide. Stai că mai rămas radarul pornit. Ce zici? Mai rămas radarul pornit. Am făcut înainte niște chestii pe aici și... na. Bă, 450.000 plus minus 150, celelalte, na. Să-mi pui acolo, 10, pe 4. GPS, unde merg. Nu, Diablo, mă auzi? Da, scoate punctul. Dani, da, Diablo, da, 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 și ce faci? Haideți că vă așteptăm. Acum. Stai, tu stai, acuma. Și vrolei, stai, nu pleca. Da, te duci după colegii în față. A, ok. Nice. Îmi place foarte mult că se mișcă destul de ok. Nu-mi scade FPS-urile, deja am fost de... Trimiteți civile de lângă mașini, nu spuneți nimic la civili. De două ore și... da. E destul de ok. Deci, na. Asta e Chevroletul. Aici o să mă găsesc aici pe serverul ăsta, deocamdată. Sper să fie ultimul unde să ne jucăm. Că n-aș mai vrea să mai schimb. După asta e bărul. Ce ai făcut? 1019, Pietro, 1019. Hai să facem noi ceva. Îi dăm un grad la rules de admin, că și așa au fost admin înainte. Și... aici prindeam doar sirenele, fără sunet. Fără sunet. Ești tu sirenele, dar fără sunet. Sunteți gata, plecăm? Opri sirenele, că vă tai saboriu. Opri sirenele. Opri sirenele. Închide sirenele, că dacă cobor vă dau bronz. La picior. Bun, gata, plecăm, plecăm, plecăm. Vreți deschise sau pornite? Ce zici? Zic că le ții deschise sau pornite? Prin sirenele, vă rog frumos! Așa, acolo. Tasta Q! E nu oprește sirenele, are doi dintre ei în momentul ăsta. Așa. Are cineva sirenele pornite? E cine pe ușă să fie acum sancționat. Nice. Acest episod o să fie înlocuitor pentru... știți voi, e live-uri? Sirenele. Când nu se poate face. Aici opriți pe dreapta, da? Vreau 3 Chevrolet aici, 3 pe cealaltă parte. Aici primul. Și ultimile 3 să plece. Uite, parte. Ultimul din cap te ducă pe partea cealaltă. Așa vezi. Așa. Așa, e bine. E perfect. Ok. Chevrolet, fă doar o baricadă undeva. Fă doar o baricadă. Ultimul Chevrolet. Nu, Chevrolet de pe partea aia, mă auzi? De pe partea dreaptă. Da. Dați mai spate. Nu chiar așa în față, mai în spate. Dați mai spate. Acum da. Să fim și noi egal, gen, știi? Așa, așa, așa.
O să dau stați un pic mai încet. Poate va pe la 10. Oprim fie tot ce trece? Da, da. 565. Am dat un pic mai încet, asta îmi place la server, că pot să... închid? Da, da. Că pot să... perfect. Pot să dau mai încet. În caz că nu vor să oprească? Trage în el. Putem trage în ei dacă nu opresc? De ce fac alea 45 pe care le-am acolo în dreapta, bă, guys? Dacă le vedeți. Da, asta să mă că nu o să vede nimeni acum, adică n-am. Cați acte, buletin, permis, tot și percheziție. Și dacă foc? Țineți armele în mână, da? Țineți armele în mână, nu trageți, doar le țineți. Psiasu. Nice. Nu știu cine răspunde, dar da. Și nu trebuie să ținem pistolul în mână. Taser eu țin în mână. N-avem un pistol. Perfect. Armă. Vine mașină pe partea voastră. Ia pe asta cu scuterul. Ia motorul. Dacă domnul cadetul rău poți? Cadetul tarău este de la secția mea. Hai, tu-s un pic mai încoace, dacă vreau. Hai zi-mi încoace. Du-te mă de aici, bă, că mi-și gură. Oprește, nu oprește. Băi, avem o voie să tragem sau nu? Nu trageți, mă, nu trageți. Nu trageți. Pe dreapta, vă rog. Pe dreapta. Pe dreapta. Și voi un blocaj, frate, cu șeie voletul pe partea dreaptă, în pana mea. Primul mi-a scăpat. Mamă. Azi pe dreapta. Dai, mă, că fac dreapta, ho! Că nu omor pe nimeni. Mergeam să iau permisul, că mi-au aflat ăștia, gata mă, pe dreapta s-au mor, wow, calmați-vă! Da, Alex, de la secția mea, prezentați și mie un buletin, dacă vă rog. Acum, domne, eu mergeam să furat ăștia permisul, mergeam să dau de permis. Ok. Dați-vă și mie buletinul. Uitați, vă dau pe buletin. Am acordat mușchiul, dar... Mhm. Nu aveți nici buletin. Stați, domne, poate că l-am în mașină. Ia ce rețin-mi de acum. Da, nu aveți buletin. Stați-mi și un permis, dacă vă rog. Stați, domne, am buletin, domne, uitați-vă. Ia vedeți, sunt pe bagaj, poate. Stați că vă pun cătușile încet pentru o verificare. Oprește orice vezi. Vă pun cătușele pe drogă verificare. Nu știu, domnul, e de la ăsta, de la SIG. E din oraș, de fapt de oraș pe cupat. Ce faceți cu acest cutare ascuțit? L-am cumpărat așa, Iulia. Buletul nu ați avut în geantă. Da, am zis că mă duc să iau licența, că mi-au furat-o. M-au răpit și mi-au luat licența. Stați că vă dau... Vă dau cătușele jos. Eu merg doar să, dacă vreți, mergeți cu mine, să vedeți că eu merg să iau licența, adică, na, sunt un om normal. O să mă duc să verific torpedo-ul. Mașină? Gol? Mai vine mașină. Aici la portbagaj? Domnul taximetrist este curat. Desigur. Ce faceți cu atâtea catere? Le-am cumpărat și le-am băgat în portbagaj. Adică dacă vreți pot să le dau dumneavoastră, adică nu. Nu am nimic împotrivă. Nu știu, două minute. Le-am cumpărat prima dată când am aterizat în oraș, că eram mai nou și nu știam. Hai să vedem cu datul cu buletinul. Așa,
Da, nu știu care e schema. Două minute să trec pe cineva. Salut, mă auzi? Poți să vii un pic, dacă te rog. Pune. Deci, el are buletinul în geantă, da? Bine, din buzunar. Și nu... arată că nu... mă înțelegi? Da, da, da. Și da, are foarte multe catere. Și are catere, catere, da. Câte catere are? Pe undeva, pe mașină, două la el câteva. Dacă nu, 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 domne, dacă vrei, ce să luați? Avem un domn care are, a fost prins cu foarte multe catere la el, le confiscăm sau lăsăm? E suspect? Dacă am multe catere? Așteptați-o puțin. Doamne, puteți să le suspendă? Na, n-am nimic împotrivă. Da, apare multe catere la el și în portbagajul mașinii. E ok? Da, nu e nicio problemă cu caterele. Ok, bine, puteți pleca atunci. Ok, mersi frumos, zi fain. Salut. N-am știut faza cu caterele, na, fiind încă nou pe server, știți și voi bine pe asta. Nu știu deocamdată cum e. Și mașina asta e vertical. Și pe ăla luăm la 11 metri. De ce sunteți așa proști, frate, și voceți voi de mașină? Așteptați să vină ele la voi, nu voceți voi după ele, proști. De ce v-ați dus așa, așa departe, frate, cadeții ăia? Nu mergeți acolo, stai aici. Da, stai să întrebi care. Nice. Unul eu, unul eu. Rapta, pe rapta, pe rapta, nu mergeți. Poate să fie, să aibă de toate ca și, știi? Și na. Du-te colegul tu la el, că eu l-am luat pe primul și na. Ce zici? Uite tu la el, că le iau eu pe ăsta. Dacă are apel, poți să lași să trece, să treacă. Uite că ia agentul. O luăm? La control? Dă geamul jos, te rog. Ok. Hai să că vină unul. Tot ok. Bun. Agentul din poliția română. O să arăt o legitimație acum. Uite. Să-mi areste, rog, un buletin. Da, ce chestiile astea de ce se întâmplă aici acum? Știu să... Am înțeles. Un filtru. Stai că ar trebui să dau un pic în ce ce l-aș juc, adică stai că nu de aici. Ok, te rog, o să te dai jucul de mașină, o să-ți fac o percheziție. Haideți mai încoace. Spate la mine. Mamă, ce departe să... Și așa spun, că tu să le facem pe chestia. Bun, bine. Bun, pe aici, stați, o, atât. Nu, acolo opriți, nu mai mergeți până acolo. La linia asta, de aici. Poate mai bine unul. Și nu știu, am văzut că vă dau permis, nu știu, poate. Vă țin cele pe archituri. 37 de maja, dar n-am nicio idee de unde, adică... Nu, dar mi-a ce să verifici. Nu contează. Că faceți cazieri, contează să ne descurcăm, frate, că degeaba faceți cazieri dacă sunteți praf aici. E Îngeraș. Am înțeles, e Îngeraș. Am știut că e Îngeraș. Știu că am vorbit și că mai dure. E bine? Da, în fine, să mai învață. Nu e o problemă? Ok, vă mulțumesc. Nu știu, m-am auzit foarte urât la băiatul ăla când vorbeam. Ca pe enerva un pic. Dacă așa mă aud pe microfon e destul de nașpa. Bă, primul episod a fost după 43 de minute, dar da. Ce să fac? Deci măcar de cu tezerul frumos în mână. Lasă-l pe ăla că dă de permisul acum ăștia roșii. Mamă, de foarte mă strec vama fără să asta. Crezi că l-ați băgat până la pușcărie în pula mea care a dat de permis, că am vorbit cu el. Lol. Băgați la permis pe ăștia care i-au dat de permis. La pușcărie, scuză-mă. E clar. Avansat. Să mai întâmplă, frate. Spuneți care-i... Care-i controlat și care-i controlat. Ți-l las ție pe ăsta, colegul. Dacă dau la colegul de față. Bookshare. E toți mai puțin medici.
am făcut semă să vină în coace. Nu înțeleg ei. Ideea noastră a poliției este să-i ajutăm pe cetățeni. Îi îndreptăm, nu să-i penalizăm. Cu mască la volan, nu înțeleg ce o legea mai tare. Se dă amendă sau la pușcărie? Amende sau pușcărie? Și frate, se dă amendă 8 milioane, să duci. 8 milioane amende îi dai. Cât bani? Nu mă vă mai jucați cu tezele, vă rog frumos. Plitoare, dacă nu știi regulamentul, îți dă ție amendă. Învață regulamentul. Împărțiți-vă, fraților, împărțiți-vă și 2-3 pe stânga, 2-3 pe dreapta, nu mai veniți unul peste altul. Din așa poliție, de ce sunteți așa mulți? Adică nu, mulți, așa puțin. Aici erau vreo 8 cadeți. Să l-o tragem pe care zici pe dreapta. Bună ziua, bună, ce se întâmplă, domnul polițist? Nu, verificare, vă rog frumos, trageți acolo un pic pe dreapta. Și o să vorbim după aia. Bă, știu ce fac cu armele astea din portbagaj. Prost mă gândesc, găsesc să mi le livrezeze. Am înțeles. Trageți vă rog pe dreapta. Pe aici. Nu știu dacă în cap. În capul? Colegul e altul pe ăsta, că mai e pe eu pe celălalt. Între sediul nostru și reprezentanța unui paleto este control al poliției. Dați-o și mie, ca de tătăr Alex de la secția mea, dați-o și mie un buletin dacă vă rog. Două secunde să opresc motorul și cauți imediat în tătăr, da? Uitați. Domnul periculosul John? Da, da. Ah, ok, dăm și mie un telefon, mă sunt permis. Pățeți. Bun, e tot în regulă, vă rog frumos să vă dați afară pentru verificare. Să mă dai jos, să mă dai jos din mașină. Ok, o să vă pune cătuși și întoarceți-vă. Două secunde să dau un anunț pe căscuț. Dacă v-am prins că ați fugit de poliție, pauți blacklist, ok? Gata. Bun, nu vă pun repede cătușile, voi iau un pic la o verificare, la torpedou, la mașină. Da, 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 okay. Sunt deschise, le-am lăsat deschise, pentru că știam că să controlați. Da, da, da. Mă bag acum repede la torpedou. Hai să vedem. Ca multe shotgun-uri. Haideți la în spatele pe bagaj. Aoleu, v-ați prins degetele? Un pic. Da, stați ok. Stați că vă dau acum cătușele jos. Puteți pleca. Aș prefera dacă e să găsiți vreun taximetrist cu ceva ilegal pe la el, să mă anunțați. Sunt pe frecvența 50 la radio. Bun, un nume dacă vă rog? John Periculos. Ok, mulțumesc frumos. Poate colegii vă cunosc sub un alt nume și de-aia spun. Poate vorbiți altcumva. Bine, atunci să vă anunț. Da, da. Perfect. Vă mulțumesc. O seară bună. Domnul Saxo, ce faceți, domnul? Cu respect. Toate cele mă, uite, facem acțiune aici a poliției. Am văzut. Am luat-o și pe o scurtătură și... era să ies direct în Chevrolet ăsta. Suntem peste tot. Aoleu. Ce faci? Se deschide focul, dar nu se deschide. Aaaa, uite, m-a regăsit cu un vechi prieten. Nu știu dacă ai timp să tragi. Bravo. Cine plimba puțin până oraș. Vedea ce mai pleci. Evita zona asta că... Da, da, da. Păi am încerut tot. Da, să ne opresc de 10 ori. Uite-l pe ăla cu motorul, mamă. Ăla cu motorul trebuia să... A, nu, ăla cu BMW-ul, mai accesul la pe mine. El pe... Mă enervează cu aia, a venit la mine acolo la sede, a încercat să-i zic că nu cumpără nimeni nimic, el intră pe acolo, îi capte pe ăla. E bine să-i ducă cu cadetul pe motor? Da, fuge tu. Îl duce la magazin, știi că... Bă, m-auziți? Are frânghie și... Lasă-le, că nu are arme, în regulă. Da, bine, am încercat, a fost o încercare. Hai că nu te mai rețin, dar văd că ești foarte ocupat. Dar v-ați luat, sapă. Ok. Cum conduce mecanicul? Bă, cu aia, că nu l-am văzut, că eu l-am luat pe să dai de taxe. Are. A, stânga-dreapta, stânga-dreapta. Seară bună, mi-a bine, aștept. Mi-a părut bine să te revăd. La fel și mie, salut. Salut. Nu, era un vechi credo. Foarte de treabă.
Da, este directorul principal de la taxi. Mi-a spus, auzi, că dacă găsim pe cineva de la taxi cu ceva ilegalități, să-i spunem. Sperăm să nu, că totuși e taxi. Avem nevoie de oameni de verificat partea asta. Domnul polițist, m-a auzit? Da, spuneți. Cum fac să intru și eu în poliție? Că mi-a zis un îngeraș că pot acum. Aștept spune să dă vreun anunț de angajare. A, da? Da. Trebuie să așteptați un anunț pe ziar când se angajează. A, ok. Și când se dă anunțul, ce trebuie să fac ca să pot să mă angajez? Să vii la secție, scrie. Să vii la secție poliție și vorbesc. Scrie tot în anunț. Dar se câștigă bani ca polițist? Aveți salariu mare? Dacă veniți pentru bani. Dacă veniți pentru bani, degeaba veniți. Păi nu. A, nu se dă, nu câștigați bani? Nu, câștigăm, dar sunt facțiuni care fac mai mult. Vreau să mă fac mecanic atunci, că am auzit că acolo se fac bani. Face 4 milioane pe zi. Așa am auzit și eu la un băiat. Am auzit, mi-am pus mâinile în cap. Nu mai intru în poliție, că nici nu-mi place, trebuie să fug după infractori, dacă nu-i prind. E multă muncă. Aveți un corp sportiv, puteți face față. Se vede că ați mai făcut sport. Am făcut de la de performanță. Da, în not sau? Nu în not, am făcut de asta de contact. Am făcut femeia. Am aici niște pectorali. Mă bucur. Zici că ești Dorian Popa. Se mă. Bine băieți, eu vă las, uite, spor la ce faceți dumneavoastră aici. Mersi, vă pup, salut. Salut. Dă-te așa să trebuie de icotul. Cum ar fi să o luăm și pe asta? Ai ferat un pic. Dacă e mașină din aia personală, știi? Știu eu, știu, îți dai seama că nu e așa în darmirie, adică totuși. Păi? Vezi, aia e și faza. Mașinile, vezi? Ca unde-s mai mulți? Că au fost mai mulți ca de pe aici. Sunt mulți ca de sau nu. Păi nu, zic acum aici, la ăsta, nu prea văd. Pentru un domn aici, posesie de armă de calibru mic, fără permis de port armă. Mai ce face ăla de acolo deasupra? Ce zici? Acolo deasupra, ce face? E sniper. Wow. Nu cred că trage nimeni pe aici, de la. Ia vine poșta. Domnul Chestor, ce facem cu domnul cu pistol? Hai că pe Amazon. Un grad mai mare colegul din față la BMW-ul. Colegii, vedeți că e o supra lui cu geamă fumurii care a fugit din mine. Ce face mecanicul pe cotar sens? Nu știu, stau și mă uit și ăla el, dar nu prea văd. Știu să conducă ei, mă. Da, care știe să conduce mai bine? Păi? Stai că mă le ia și la bătaie pe Chestor, adică... Mă simt în Forza Horizon. Stai că le ai imediat la bătaie pe Chestor, fii atent. Uite-l. Ce face ăla cu măsa, am înțeles. Da, pe aia cred că nu putem să-i luăm, sau? Nu, putem, luăm pe toți. Ia, zic, da, una, da, o să întorsă. Păi nu, ei s-au întors că acolo au făcut schema ță. Nu, au colet de dus. Mai glumim, mă, ale. Ăla de la mașina albastră se duce la închisoare. De ce? A zis de nici care armă. N-am înțeles. Mergi mai prost pentru el, ce să zic. Păi? Bun, o să se... Unlucky. Dacă știi că e rază, nu te bagi, adică... Bun, am nevoie de ajutorul unui grad mai mare. Avem aici, spune că este îngeraș și că ajută facțiunea mecanici. Și 20. Unde ești? Sare. Să arate o dovadă, cum e din dic. Liniște. Hai, ia stai să sună prieten să vedă dacă e. Alright, cam atât a fost episodul. Eu vă închid aici, că oricum nu cred că mai durează mult. Așa că nu merită acum să-l țin
5 ore iară. V-am pupat, o zi frumoasă, aveți cutenare și ne auzim pe data viitoare. Pa, pa. Am uitat să fac poze de doamne. M-am pupat, pa, pa.